Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Moroscopul pentru cei singuri, dragii mei, din Zodia Gemeni, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna mai 2021, când vine vorba de amor, când vine vorba de iubire, și să vedem ce energie guvernează sectorul iubirii în această lună. Ulala! Și avem arcana majoră numărul 4, arcana împăratului, aici se numește Cavalerul Perfect. S-ar putea pentru unii dintre voi să întâlniți pe cineva care este în zodia Berbec, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în Berbec, sau cineva care are această energie a împăratului, adică este o persoană care le are pe toate aranjate, organizate, posibil, da, să aibă propria afacere, cine știe, o persoană care știe foarte bine ce își dorește, ce vrea de la viață. O să vedem noi imediat cum se clarifică energia care guvernează acolo. Bun, mergem la mesajele din partea lunii și să vedem doamna lună cu ce mesaje vrea să vină către voi. Când vine vorba de iubire, hei, când vine vorba de iubire, îți spune că apare prosperitatea, este ceva nou care vine în viața voastră, da, uite, poate fi o zodie de pământ, și anume zodia Taur pentru unii dintre voi. Pentru că vorbim de iubire, această prosperitate, această abundență, scuzați, nu, că nu prea mi iese, n-am ce face, această abundență se manifestă pe sectorul iubirii, pe acest capitol în viața voastră unde îi dăm noi cu sentimente de îndrăgosteală. Haideți să vedem. Ha! Și vedem felul următor. Este luna plină în balanță și știm foarte bine că balanța este guvernată de Venus, care vorbește despre iubire și ne spune a win-win situation. Și se pare că, dragii mei, dacă voi priviți relațiile ca pe un contract, dacă voi priviți relațiile ca pe o afacere, să spunem că poate sunteți voi în această energie a împăratului, atunci vă spune foarte clar că această relație, care s-ar putea să înceapă în luna mai pentru unii dintre voi, să fie o situație, un contract de ăsta cu câștig de ambele, în ambele cazuri, da? De ambele părți, asta vroiam să spun. Așa că da, mai sunt și persoane care consideră că relația este o chestie pe care trebuie să o negociezi, am ceva de câștigat sau nu am ceva de câștigat, asta ofer, tu ce-mi oferi și așa mai departe. Și îți spune, nicio problemă, această relație vine cu prosperitate și există câștig de ambele părți. Ia să vedem următoarea carte, este luna plină în Săgetător și îți spune look at the bigger picture. Uită-te tu la imaginea de ansamblu în momentul în care vine vorba despre relație, da? Nu te mai încurca în detalii. Poate pentru unii dintre voi ar fi bine să nu mai priviți relația așa ca un contract de negociere. Ridică-te tu deasupra acestor negocieri și uită-te, da, de sus, de acolo, și vezi cum se vede. Îți cere, da, o oarecare schimbare de perspectivă. Bun, și mergem și mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să mai vină către voi. Dragii mei gemeni, ia să vedem. Dacă tot vorbeam de gemeni, uite și eclipsa în gemeni și vorbește despre negociere. Vorbește despre negociere pentru că vedem răscrucea de drumuri. Unii dintre voi veți fi la răscruce de drumuri în această lună. Se poate, da, aplica această energie și pentru aceia dintre voi care vă uitați la mine, dar sunteți într-o relație, în care nu vă simțiți tocmai împliniți. Sunteți în căutare de altceva, că de-aia vă uitați la mine, că altfel v-ați uitat la horoscopul pentru cuplu. Vedem aici că apare această stare de negociere. La fel de bine poate să apară starea de negociere în momentul în care apare o persoană nouă. Și exact cum am spus, treceți în faza aceea de negociere, astea sunt nevoile mele, asta pot oferi, tu ce-mi poți oferi, care sunt nevoile tale și mai departe, ok, îmi convine, batem palma, mergem la drum sau nu. La fel de bine poate vorbi despre o negociere pe care o veți duce voi cu voi, da? Pentru că ceva nou apare și atunci o să trebuiască să vă gândiți ce fac. Rămân pe drumul pe care sunt sau merg la stânga sau merg la dreapta. Da? Sau, mă rog, rămân aici, nu merg nicăieri. Vedem niște decizii pe care va trebui să le luați în luna mai. Decizii care vă vor schimba viața categoric. Haideți să vedem ce alt mesaj vrea să mai vină către voi.
alt mesaj. Bun, hop așa. Doamne, 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 câtă energie de afaceri, de business, de negociere aici n-ai văzut în viața ta. Este soarele în taur și iar vorbește despre chestiile practice, despre bani. Foarte, foarte interesantă energia care vine de aici. Mă rog, acum fiecare gândește cum vrea, vede lucrurile așa cum înțelege, așa cum dorește și așa mai departe, dar totul parcă, în momentul în care vine de iubire, parcă totul duce către partea asta de finanțe, pe partea asta practică, pe partea asta foarte, cum să-i spun eu, de 3D așa, da? Reduceți cumva iubirea și sentimentele la chestii de astea, ok, îmi folosește sau nu folosește, am ce face cu prezența ta în viața mea, mă ajută cu ceva, câștig ceva din toată povestea asta sau nu. Interesantă energie aici. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem. Communications este soarele în gemeni și vorbim despre comunicare, negociere, din nou negociere, din nou comunicare. Nu știu cum voi face voi în această lună și chiar sunt curioasă și chiar aștept comenturile voastre în secțiunea de coment, că sunt foarte, foarte curioasă ce anume veți negocia în această lună vis-a-vis de relația, posibila relație, da? Sau pentru, am spus, pentru cei care sunteți într-o relație, dar lucrurile nu merg. Și sunteți în căutare de ceva nou, s-ar putea să se arate această oportunitate de a renegocia, afacerea. Da, relația voastră. Aștept comenturile voastre să vedem. Bun, și mergem mai departe și haideți să vedem din amorul ghebos care sunt acele trei puncte cheie, trei puncte importante pentru voi când vine vorba de iubire, dragii mei gemeni. Doamne, la voi totul este pe negociere și cum... comunicare, negociere, afaceri. Ok, hai să vedem. Ok. Și avem primele două cărți în felul următor. Pay attention to the red flags. Atenție la semnalele de avertizare. Cred că voi sunteți deja extrem de atenți la tot ceea ce poate însemna un semnal de avertizare. Sunteți extrem de precauți tocmai de asta și tratați iubirea ca pe o afacere. Tratați relația de cuplu ca pe o relație de business și nimic mai mult. După care vă spune keep an open mind, rămâi cu mintea deschisă, pentru că sufletul tău pereche s-ar putea să difere de acele modele create de tine în mintea ta. Rămâi cu mintea deschisă. Mă rog, dacă tot vrei să negociezi și văd că ești chitit pe negociat acum, măcar rămâi cu mintea deschisă și ascultă ce are de spus și cealaltă persoană. Doamne, este prima citire cu energie de genul acesta. Bun. Și mai avem passion. Avem pasiunea care îți spune în felul următor. Allow your heart and soul to sing with joy. Dă-i voie sufletului tău, inimii tale să cânte de bucurie. Deschideți sufletul pentru că vedem această nevoie de control, această negociere, această abordare cumva glaciar a relațiilor de cuplu, vă cam închide sufletul, da? Iubirea nu înseamnă business. În iubire nu facem negocieri de genul acesta, da? Ok, hai, vină cu lista, tu dăm lista, vedem să potrivește, să potrivește, dacă nu, la revedere, baftă și la gară, altcineva și așa mai departe. Mă rog, este alegerea voastră. Bun, haideți să mergem și mai departe, haideți să le pun eu așa, ca să am și loc. Și să mergem și mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să vină către voi, dragii mei, gemeni. Open up, deschide-te. Deschide-te, dragul meu, draga mea, pentru că ești total închis, total blocat când vine vorba despre iubire. Open up, deschide-ți sufletul, dă-ți voie să simți cu această carte a pasiunii, dă-ți voie să simți iubirea, dă-ți voie să simți pasiunea. Ți-am spus, nu este o relație de afacere. Third eye chakra, uite, chakra celui de-al treilea ochi și îți spune să-ți folosești intuiția și nu catia, nu catia cu maimuțe, nu, intuiția. Folosește-ți intuiția, dă-ți voie să vezi dincolo de ce îți arată proiecțiile tale mentale. Alta arcană majoră este chakra plexului solar care vorbește despre curaj și încredere în tine.
Pentru că unii dintre voi s-ar putea să folosiți această energie a împăratului, această energie, cum să-i zic, nu vreau să zic, îmi vine în minte cuvântul închistată. Împăratul este puternic, dar are niște limite foarte bine impuse, exact ca și energia împărătesei. Este cavalerul perfect, dar eu acum mă duc așa pe energia împăratului, nu a cavalerului perfect de scrie acolo, pentru că el este mai rigid, da? Împăratul vorbește despre reguli și norme și chestii rigide, da? Și spune, dă-ți voie, da? Dă-ți voie să te deschizi, că așa asta de aici pornisem, mi-am pierdut ideea. Pentru că s-ar putea să fie aceste mecanisme de apărare care ies la suprafață, pentru că s-ar putea să fie o oarecare lipsă de încredere, lipsă în forțele proprii. O, Doamne, o, Doamne, și avem în felul următor, Tici, da, este arcană majoră, este arcana majoră a marelui preot și vorbește despre lecții învățate. Ce trebuie tu să înveți, o spune foarte clar, este să te deschizi. Să te deschizi către iubire, să te deschizi către pasiune. Asta este una din lecțiile pe care tu trebuie să le înveți. Pentru că vedem că ai obosit. Rest and Reconsider se numește această carte. Ai obosit, parcă nu mai vezi luminița aia de la capătul tunelului, nu mai crezi. Nu știu, ideea în care ai crezut vreodată în iubire, în pasiune, în acel cântec al sufletului tău. Da? Sufletul tău a obosit. Încerci să scuze, cucerești acele împliniri ale sufletului tău, dar o faci scuze, dintr-o perspectivă rece, dintr-o perspectivă ce scuze, sunt pe fază de vindecare, dar încă să mai cunoaște. Privești, da, și încerci să rezolvi probleme ale sufletului din acea perspectivă logică, tăioasă, colțuroasă, stâncoasă, ceea ce duce la oboseala sufletului tău, pentru că s-ar putea să nu-ți asculți intuiția, să refuzi, scuze, să-ți asculți intuiția, și asta face lucrurile foarte, foarte, foarte grele. Ascultă-ți intuiția și uită-te pe partea asta a stâncii, uită-te că e senin, uită-te cât de frumos, limpede și verdeață este acolo, aici nu este, aici este arid, aici este stâncă, aici este greu și ai obosit. Pentru că sunt acele chestii rigide pe care tu ți le impui, acea atitudine glaciară, rece, despre care am vorbit mai devreme. Haideți să mergem mai departe și să vedem, da, bineînțeles, și uite, New Vitality, un nou început care vrea să aducă culoare în viața ta. Asta vrea să se întâmple în luna mai, dacă îți dai voie, dacă te deschizi, o spune foarte clar. Ceva vrea să aducă culoare, ceva vrea să aducă pasiune, ceva vrea să aducă niște lucruri care să îți bucure sufletul. Întrebarea este, te deschizi sau faci aceleași chestii, negociezi la fel, tratezi iubirea doar de la nivel mental. Hai să vedem și mai departe, choose your battles, uite, alegeți bătăliile, pentru că tu ești pe un câmp de luptă, așa te simți, ca pe un câmp de luptă, este șaptele ăla de bâte, da? Este șaptele de bâte care vorbește despre defensivă, simți că tu trebuie să te aperi, da? Și vorbim de acele mecanisme de apărare mai devreme, simți că cineva vrea să te atace și atunci te duci și negociezi cu adversarul. Doamne, 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 aici zic eu că necesită schimbare de perspectivă și schimbare de definiții, pentru că creează, da, vedem, se creează aceste conflicte interioare. Da, bineînțeles, și avem în felul următor, patru de cupe, aici se numește Opportunity Beacons, da, e cartea aceea în care tu stai cu fundul la oportunitățile care vor să vină în viața ta și vedem, New Vitality este asul de bâte, asul de bâte care anunță o nouă iubire, tu ești întors cu fundul, tu nu vezi ce vrea să vină către tine, tu nu vezi această infinitate de posibilități, tu nu vezi această nouă iubire care vine, de ce? Nu că nu o vezi fizic, o vezi
dar nu-ți dai voie să o trăiești, nu-ți dai voie să te deschizi. Așa cum am spus cu prima carte care a făcut deschiderea aici, din tarot, nu-ți dai voie să te deschizi iubire, ți-e teamă, sunt aceste mecanisme de apărare care ies la suprafață și avem altă arcană majoră, este manifest. Da? Manifest, am zis, bine, este cartea magicianului și ne arată dacă tu, da, manifesti aceste noi începuturi, sufletul tău le manifestă, pentru că sufletul tău nu are nicio treabă cu mecanismele tale de apărare. Sufletul tău nu are nicio treabă cu cutia de mai, cu maimuțe. Sufletul tău știe foarte bine ce își dorește și asta manifestă. Hai să te pui tu sau nu de acord cu sufletul tău. O să mai vedem. Hai să mergem în continuare și să vedem. O, Doamne, cât de frumos și avem patru de bâte, cartea de căsătorie. Dragii mei, peste cartea de open up, ești deschis pentru așa ceva sau ți-e teamă de așa ceva? Deschide-te pentru că o relație de lungă durată vrea să vină către tine, vrea să vină ceva care să ducă, da, mai devreme sau mai târziu, către căsătorie. E, dragii mei, ia vedeți voi, căsătoria nu este o negociere sau cine știe. Asul de bâte. Deci eu chiar nu pot inventa lucrurile astea. Asul de bâte l-aveți de două ori. O nouă iubire, o nouă pasiune apare în viața voastră. S-ar putea să intuiți voi lucrul acesta sau să fi visat, cine știe, să vi se arate treburile sau s-ar putea să fie o persoană foarte, foarte intuitivă. Această nouă iubire care vine către voi. Poate să fie și o persoană, așa cum am spus, intuitivă sau cineva care are legătură cu partea asta spirituală, cine știe, sau poate chiar comunicați prin vis, telepatic, energetic cu această persoană. Cartea forței peste plexul solar. Ia uite tu, cartea forței vorbește despre control. Nevoia de control. Și unii dintre voi încercați să vă controlați pe voi, încercați să vă controlați emoțiile din ceea ce văd eu aici, tocmai pentru a nu arăta ce se află dedesubt, da? Arătați acea forță la suprafață, tocmai pentru că dedesubt se află altceva. Este acel ceva care îl țineți foarte, foarte bine acolo, afișând, da, o atitudine forțoasă, afișând o atitudine de control, da? Sunteți în control, vreți să fiți în control, că în momentul în care pierdeți controlul s-ar putea să existe riscul să iasă acea fragilitate la suprafață. S-ar putea să existe riscul să iasă acele nevoi ale sufletului vostru la suprafață și s-ar putea să nu doriți lucrul acesta. Evident, 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 alegerea vă aparține. Bun, pentru unii dintre voi s-ar putea să aveți de-a face cu cineva în zodie de foc, foarte posibil leu cu cartea forței acolo, dar nu este obligatoriu. Și avem șasele de săbii. Șasele de săbii vorbește despre a pleca dintr-un loc cu ape tulburi, cu emoții tulburi, către ceva mult, mult mai liniștit. Și este peste cartea Marelui Preot. Și acum ne spune în felul următor că da, una din lecțiile voastre, așa cum am spus, este să vă deschideți. Să vă deschideți sufletul, să vă deschideți către iubire și să nu mai faceți aceste negocieri ca în business când vine vorba despre amor, da? La fel de bine ne poate spune că s-ar putea ori voi, ori această persoană să călătorească către voi. De ce? Pentru că vrea să vină în realitatea voastră. E, o să vedeți voi cum se aplică pentru fiecare. Este o legătură între voi. S-ar putea pentru unii dintre voi să fie și niște amintiri care vă leagă de această persoană. Acum cu cartea Marelui Preot poate să fie și cineva în Taur, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în Taur, iar eu voi lipsi câteva secunde pentru că uite cum s-o dus, uite cum fac eu aici niște tremuri. Bun, bine că mi-am dat foc la păr, că numai asta mai lipsea. Și avem The Judgment, cartea judecății. Ia stați mai puțin că am zăpăcit cărțile. Bun, avem cartea judecății. Da, s-ar putea pentru unii dintre voi, în unele cazuri, să fie vorba despre cineva care dorește a doua șansă, cineva care vrea să vină înapoi în viața voastră și s-ar putea să vă dea de veste că are de gând să facă lucrul acesta.
Sau cine știe, poate voi vreți să faceți această treabă, da, să vă întoarceți în viața cuiva. Bun, este decizia, vedem clar că este decizia, voi veți lua decizia dacă mergeți către această persoană sau dacă primiți această persoană înapoi în viața voastră, în cazul în care vorbim despre o întoarcere. Fricile, mama lor de frici. Uite fricile, optul de săbii, da? Teama de noi începuturi, teama de a nu mai păți probabil ceea ce s-a întâmplat în trecut. Sunteți, unii dintre voi, aș spune în felul următor, că sunteți cuprinși de aceste neîncrederi, teamă și tot felul de nebunii în mintea voastră, pentru că nu ați reușit să dați drumul unei povești din trecut, pentru că ceva acolo s-a sfârșit și voi încă nu v-ați ridicat din genunchi, din fața mormântului. Da? Este un proces acolo neîncheiat, neterminat, da? Vis-a-vis de o treabă din trecutul vostru. Da, și avem Carta Diavolului și Cinciul de Monede. Și cu optul ăsta de săbii vă spun în felul următor, teama voastră și nevoia voastră de a controla relațiile, de a controla situația și de a face aceste negocieri vine deoarece ați avut de a face cu cineva care fie v-a părăsit, da? Pentru că vedem cinciul ăsta de monede care vorbește despre abandon, a fost o relație karmică, da? Vedem Carta Diavolului aici, s-ar putea pentru unii dintre voi să fie avut voi de a face cu cineva în Capricorn sau cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în Capricorn, nu e obligatoriu. Dar situația nu a fost ușoară, dar situația nu a fost grea, situația a fost karmică, s-au întâmplat lucrurile pentru că a fost un contract la mijloc, s-a întâmplat pentru că trebuiau să se întâmple, de ce trebuiau să se întâmple? Pentru că așa ați ales voi să experimentați anumite chestii pentru a învăța niște lecții. Important este să înțelegeți lucrul acesta, important este să spuneți basta, gata, s-a terminat și să vă ridicați de acolo din genunchi. Pentru că toată povestea asta v-a obosit, pentru că toată povestea asta v-a adus aici, în această situație, plus că v-a dat bonus această atitudine rece când vine vorba despre iubire. Bun, și mergem mai departe și să vedem. Șaptele de monede și ne arată în felul următor că cineva, da, clar, se repetă mesajul, cineva s-ar putea să se întoarcă în realitatea voastră, aștepta momentul potrivit să facă lucrul acesta și acum se grăbește să vină către voi. Este cineva care vă vede, da, vă vede în suferința voastră, pentru că, da, voi afișați acolo o, Doamne, câte abdomene trebuie să fac, afișați acolo o atitudine de asta strong. Dar cine vă cunoaște vede și alte lucruri. Bun, și avem cartea lunii. Poate fi cineva în rac cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în rac, da, pentru unii dintre voi. La fel de bine vedem că cineva nu mai are răbdare, vrea să fie alături de voi, vrea să formeze o familie alături de voi. Am văzut cartea căsătoriei. Vedem aici și acest cuplu care este în așteptarea unui bebeluș. Cineva are gânduri de genul acesta, numai că voi tratați toată povestea ca și cum ați încheia o afacere. Bun, vreți să vă deschideți de bine? Nu, asta este, fiecare alege. Bun, și avem Cavalerul de Bâte. Cavalerul de Bâte care vine cu vești, vine cu vești în ceea ce privește iubirea. S-ar putea, da, această persoană să se grăbească să vină în realitatea voastră, să ia legătura cu voi pentru a vă spune ceea ce simte, pentru a vă spune care sunt planurile, să spunem, de viitor și care, ce să vezi, voi includ și pe voi. Ei, și atunci voi intrați în această energie de defensivă, de apărare. Ce vrei tu de la mine? De ce vrei chestia asta la mine? Ce urmărești tu de la mine? Ceva de genul acesta. Of, of, măi, măi. Hai să vedem mai departe. Patru de cupe este lămurit, ce să vezi, de patru de cupe. Ceva de genul, lasă-mă în pace, n-am nevoie de tine, da? N-am nevoie de oferta ta, sunt bine, mersi, sunt bine, mersi, mi-am luat și o pisică. N-am nevoie de nimeni și de absolut nimic. Da, hai să vedem ce ai putea tu să-mi oferi. Ai o pisică mai mare și mai frumoasă decât pisica mea?
o chestie, înțelegeți ce vreau să spun aici. Nu mă iau de voi, nu fac mișto de voi, Doamne ferește, nu permit lucrul acesta pentru că vă iubesc și vă respect, dar vreau să accentuez cumva ca să înțelegeți, să înțelegeți că este bine și frumos când vine vorba despre iubire, să tratați iubirea cu iubire, în primul rând, să vă iubiți pe voi, pentru că știți foarte bine, nu puteți oferi dacă nu există acolo unde trebuie să existe, și anume în sursă, adică în interiorul vostru. Incredibil. Patru de cupe se lămurește cu patru de cupe, cartea magicianului se lămurește cu cartea magicianului. Manifestați și voi manifestați această persoană și această persoană vă manifestă pe voi. Eu vă zic așa, există o legătură la nivel de suflet, de spirit, foarte puternică între voi și această persoană, doar că voi vă faceți că nu simțiți lucrurile astea, doar că voi vă faceți că nu vedeți, dar o simțiți, dar o negați. Ceva de genul acesta. Este dublă manifestare, dacă se poate spune așa, doar de dragul discuției, și de o parte și de cealaltă. Interesantă citire și interesantă încăpățânare în ceea ce vă privește pe voi. Pajul de cupe, da? Vine această ofertă și nouă de cupe, cartea dorințelor împlinite. La asta se poate ajunge, la îndeplinirea dorințelor, dacă voi primiți această ofertă. Da? Și o vedem peste cei doi magicieni. Asta manifestați voi în viața voastră. Doar că în momentul în care apare această dorință a voastră, nu prea știți ce să faceți cu ea. Da? Și treiul de cupe, putem spune din nou că, da, pentru unii dintre voi vorbim despre o împăcare cu cineva din trecutul vostru. Dar care vedem că are niște gânduri serioase, da? Vedem clar și prin energia reginei de monede, da, poate fi cineva în zodie de pământ cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de pământ. Această energie este energia persoanei care vrea o relație de lungă durată. Ea este arhetipul soției, a mamei, dacă este să o luăm așa, da, este cineva care chiar își dorește o familie. Își dorește această colaborare cu voi și vedem și șasele de cupe care ne spune din nou că s-ar putea să fie cineva din trecut și vedem asul de cupe, această ofertă care vine. S-ar putea să fi fost niște probleme între voi în trecut cu treiul acesta de săbii, dar se vede că acum, dacă vă dați voie și dacă vă deschideți de data aceasta, lucrurile s-ar putea să fie cât se poate de faine, cât se poate de bune. Și să mergem mai departe și să vedem și alte mesaje, da. Și apare această ofertă, da, această persoană total neașteptat, nu vă așteptați la această vizită, poate, sau la acest mesaj, la acest telefon pe care îl veți primi și sub nicio formă nu vă veți aștepta la ceea ce are să vă spună. Și vedem The World, cartea lumii, care ne arată că există distanță în momentul de față între voi și această persoană și s-ar putea să comunicați online, cel puțin la început. Interesant. Sau poate cunoașteți această persoană online, cine știe. Revin. Că mie îmi place să fac abdomene și vedem cornucopia, cornul abundenței. Abundența, știți foarte bine că nu se referă numai la bani, abundența se referă la acea împlinire sufletească, la toate chestiile la faine pe care voi vi le doriți și care se manifestă așa lin și frumos în viața voastră, dacă vă deschideți. Deci există întotdeauna un dacă, există întotdeauna o condiție. The Angel of Strength, uite, îngerul forței din nou, câtă forță, cât control oare să fie pe capul vostru, cam tot din ceea ce vedem aici, dar categoric poate vorbi și despre cineva în leu cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie care vine către voi. Hai să mergem mai departe. Aveți cornucopia? Aveți cornucopia, cornul abundenței și mi-atrage atenția că este un numărul 11 și pentru unii dintre voi s-ar putea să vorbim de suflete gemene și avem milk and honey, lapte și miere. Cartea dorințelor împlinite. Măi, oameni buni, treaba voastră ce faceți. Eu atât vă zic. Că dacă unii dintre voi nu vă schimbați atitudinea față de această persoană sau față de iubire în general și relații în general, s-ar putea să dați cu piciorul la chestia asta. S-ar putea să dați cu piciorul la milk and honey, lapte și miere și abundență și așa mai departe, treaba voastră. S-ar putea
să dați cu piciorul unei relații de lungă durată, unui posibil mariaj, o familie fericită care să nu ducă la împlinire. De ce? Pentru că ați fost răniți în trecut de cineva sau ceva și v-ați impus acest mecanism de apărare, ați adoptat această atitudine rece de, și nu știu, de a privi relațiile, de a aborda persoanele când vine vorba de relații intime. Treaba voastră. Regeneration, da, și spune lasă trecutul să ardă, lasă să se mistuie, pentru că după ce vei face lucrul ăsta, aceste frunze vor veni, uite, vine lumina, da, noi începuturi apar, dar ți se spune lasă trecutul în urmă. Dă-ți voie să te deschizi, dă-ți voie să zbori, lasă aceste structuri rigide pe care tu le credeai sigure, lasă-le în pace, pentru că da, ele sunt sigure, dar te limitează, nu-ți dau voie să crești, nu-ți dau voie să evoluezi, asta îți spune, dă-ți voie să zbori, desprinde-te de ceea ce tu credeai că este sigur, ferm și de neclintit. Este doar o iluzie care te ține pe loc. Și așa cum am zis, veți primi mesaje, s-ar putea să fie de la distanță. Da, persoana să nu fie lângă voi și uite, vine mesajul, vine vestea, vine știrea, vă ia prin surprindere, total prin surprindere, intrați în poziția de defensivă, dar nu uitați, universul vă spune, spiritul vă spune, deschide-te, pentru că te duce la ceea ce sufletul tău își dorește cu adevărat. Wow, cât de frumos! Haideți să vedem și din aceste inimioare ce mesaje, că nu punem jumate de pachet, notulai, Doamne, ia uite ce s-a întâmplat aici. Ce s-a întâmplat, că au căzut toate inimioarele. Ok, și asta este inimioara voastră și spune... It is important right now to take a step back and spend some time alone. Este important pentru voi în această lună să faceți un pas puțin în spate și să petreceți ceva timp singuri. Instead of placing your focus on another, now it's the time to give to yourself. Da? Este momentul de introspecție, este momentul să te gândești, să-ți dai tu ție atenție și să te gândești ce anume este important pentru tine în viață, care sunt valorile tale. Cum sunt poziționate ele acolo? Ia vezi tu dacă nu cumva aceste valori, sau mă rog, aranjamentul lor, n-ar fi bine să fie schimbat, pentru că te duc acolo unde nu e bine. Time, următoarea inimioară zice de timp și spune you are trying too hard, give it time. Pentru aceia dintre voi care încercați prea mult, controlați prea mult situația, forțați prea mult anumite lucruri, fie să rămâneți voi cu pisica, bine mersi, fie să spune că e nevoie, dă-ți timp, dă-ți timp de introspecție, dă-ți timp să înțelegi ce este cu adevărat important pentru tine. Următoarea inimioară arată așa și spune așa, look deep within your heart and you will feel my love. E, uite, asta este de la acest suflet care vrea să vină în viața voastră și spune, uită-te adânc în inima mea și uită-te adânc în inima ta și îmi vei simți dragostea. My love for you is as deep as the ocean. Iubirea mea pentru tine este adâncă precum oceanul. Foarte multă iubire, pentru că v-am spus, cu acea carte de cornucopia de abundență mi-a atras atenția numărul 11, care vorbește despre și tună. Cât de frumos, despre flăcări în gemene. Ceea ce vrea să vină pentru voi este o legătură spirituală, de suflet, la un nivel foarte înalt. Aveți voi grijă ce faceți cu această închidere, cu acest blocaj, cu aceste mecanisme de apărare, open up, deschide, deci o spune foarte, foarte clar. Haideți să vedem și de aici niște mesaje. Ce mesaje vor să vină? Din nou timpul. Give it time. Dă-i timpul lui timp, da? The universe is helping you. Look for synchronicities, synchronistic events around you. Aici spune în felul următor, universul te ajută și îți dă mesaje. Uită-te după acele sincronicități în viața ta
Și mai avem music, muzica. Express yourself by playing an instrument or singing. Music will lift your spirit. Exprimă-te, nu știu, cântând la un instrument sau cântând așa cu vocea, pentru că muzica este cea care îți înalță sufletul. Muzica este terapie, din punctul meu de vedere. Și haideți să vedem și următorul mesaj pentru voi, este holiday. E, uite, poate întâlniți această persoană la drum, cine știe, poate mergeți în vacanță și o întâlniți acolo, pentru că acest bilețel vă spune așa: a venit momentul să mergeți în acea excursie, vacanță pe care v-ați dorit-o de foarte mult timp. Și ultimul mesaj îmi place maxim, este live life. Sper că se vede până la voi. Trăiește-ți viața, open up, deschide-te, dă-ți voie să simți, dă-ți voie să trăiești. Și pentru că nu ne-am mai jucat de mult cu zdrângănele trâncănele, haide să începem să ne jucăm și să vedem ce zdrângănele trâncănele vor să vină către voi. Și avem în felul următor, avem o pisică. Așa că, dragii mei, dacă aveți pisică sau pisici acasă, uite că ne anunță clar că este un mesaj important, ceva de ce s-a discutat aici este important pentru voi. Poate dacă această pisică, nu știu, poate că persoana care vine către voi are pisici, uite că asta îmi vine să spun acum, cine știe. Vorbim despre pisică, vedeți voi cum rezonează cu voi, și următoarea este bicicletă, motocicletă, ceva de genul acesta. Fie că această persoană este pasionată de motociclete, biciclete, trotinete și așa mai departe, sau voi sunteți cei pasionați de așa ceva, clar este un semn că este ceva important în această citire pentru voi. Sau poate că veți întâlni această persoană la drum, poate mergeți la o întrunire cu motorul și uite, întâlniți această persoană acolo și această persoană are o pisică. Nu știu, vedeți voi cum rezonează. Bun, dragii mei, gemeni, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna mai 2021. Aveți grijă să nu vă autosabotați, atât vă zic, aveți grijă să nu pierdeți trenul ăsta care, din ceea ce văd, apare o singură dată în viață. Bun, dragii mei, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă, știți foarte bine butonul de like, share, subscribe, clopoțelul și așa mai departe și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Aștept comenturile voastre în secțiunea de comment și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la Taroscop, Amoroscop sau Alege o carte, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.